În mod cert, un stil de viață sănătos nu se rezumă doar la alimentele pe care le consumăm. Caloriile și aportul nutritiv sunt primele caracteristici care ne interesează atunci când decidem să introducem un preparat în regimul nostru. La fel ar trebui să fie și în cazul băuturilor, mai ales a celor alcoolice. De exemplu, consumul moderat de bere poate avea efecte benefice asupra sănătății. Asta pentru că hameiul, supranumit și aurul verde, este o sursă bogată în antioxidanți. Un stil de viață sănătos trebuie să fie înainte de toate organizat, iar cantitatea este la fel de importantă precum calitatea. Să mâncăm cât de cât adecvat din toate punctele de vedere, cred că ăsta e punctul cel mai sensibil, să facem mișcare cât mai mult putem, aici chiar că nu este o limită superioară cât de mult ne este la îndemână, să nu fumăm, să nu bem exagerat de mult, să dormim corespunzător, că asta e o problemă a omului modern. Nu este un aliment anume sau o grupă de alimente pe care obligatoriu este să o excludem, iar alta care nu trebuie să ne lipsească. Toate trebuie combinate, corespunzător. Dacă doriți să eliminați anumite grupe de alimente, puteți să o faceți fără probleme, dar să vă concepeți alimentația în mod corect în continuare. Corect înseamnă în raport cu nevoile și necesitățile fiecărui organism. Pentru că nu există o rețetă universală, diversificarea moderată a alimentelor gătite cât mai natural poate fi un prim pas spre obținerea unui regim alimentar organizat. Și această regulă se aplică și în cazul băuturilor, nu doar în cazul alimentelor. Berea poate fi o băutură cu efecte benefice asupra organismului dacă, atenție, nu este depășită doza recomandată de către specialiști. În ceea ce privește consumul de alcool, el aduce unele beneficii consumatorului. Consumul mic și moderat de alcool se știe de foarte multă vreme, mai ales pe aparatul cardiovascular, că este în regulă. Și astăzi avem foarte bine cuantificat, deși variază de la țară la țară, ce înseamnă consum moderat. În cazul berii, un pahar de bere pe zi pentru femei și două pentru bărbați. Problema cea mare este că nu ai niciodată siguranța cum se va menține la nivelul consum mic și moderat. Există cazuri în care consumul moderat de alcool este permis chiar și în timpul dietei. Un pahar de bere sau de vin din când în când nu reprezintă un adaos pozitiv în alimentația noastră. Dacă n-ai băut niciodată, nu trebuie să începi de mâine să bei doar pentru că ai aflat că alcoolul e permis în cantități mici și că poate chiar să-ți aducă niște binefaceri. Cu condiția să ne amintim că paharul acela de bere nu este lipsit de calorii și când faci socoteala seara, să-l pui la contabilitate și pe el. Conform specialiștilor, există și cazuri în care consumul de alcool este interzis în totalitate. Femeia însărcinată sau în perioada de alăptare, deci în perioada de maternitate, copiii nu au voie să bea așa ceva. Este o patologie destul de vastă, mai ales cea care are în centru ficatul, în care trebuie evitat consumul de alcool. Cereale, hamei, drojdie de bere și apă sunt cele patru ingrediente existente în compoziția berii, una dintre băuturile alcoolice care, dacă sunt consumate cu moderație, pot avea efecte benefice asupra organismului. Este naturală, e o caracteristică pe care o subliniez de fiecare dată când sunt întrebată de bere, tocmai pentru că puține alte băuturi și alimente o mai au în ziua de azi. Ea preia diverse moșteniri nutriționale, ca să zic așa, din materia primă. Apa este un aliment, o băutură hidratantă, într-adevăr. De asemenea, preia proteine, fibre solubile, urme de vitamine, mai ales din cele din grupul B, zaharuri în cantitate redusă, antioxidanți în cantitate mare, având în plus avantajul că se găsește și în formă fără alcool. Mă gândesc că am putea să o bem înainte de masă pentru că ea este orexigenă, stimulează pofta de mâncare într-o oarecare măsură și din punctul ăsta de vedere înainte de masă poate să fie binevenită. Este de reținut că nicio băutură, indiferent de nivelul de alcool pe care îl deține, nu poate fi consumată de către conducătorii auto înainte de a se urca la volan. Poți deveni bogat?